în prezența Domnului, chiar dacă ați venit sau unii vin, Domnul să-i binecuvinteze, pe căldură, nu de mult am venit pe frig, să schimbă nu anotimpurile, așa cum să schimbă și viața noastră, poate că nici nu ne așteptăm. Am văzut în pasajul acesta, e plin de vânt, de furtună, soare nu-i, stele nu-s, enorat. Oameni flămânzi, oameni în corabie pe mare. Nu știu dacă și când vor ajunge la țărm, se mai strică și corabia. Se mai întâmplă în viață, nu? Se mai schimbă lucrurile. M-am uitat și am văzut situația prin care au trecut oamenii aceștia, în special Marele Apostol, dar și ceilalți care erau cu el. Tot oameni erau. Și m-am gândit că în viața noastră, când credem că totul e bine, totul e liniște, poate e liniștea dinaintea furtunii. Nu? Și când vin situațiile, când vin necazurile, când vin problemele, am vrea să știm ceva în necazurile astea, nu? Dacă ai întreba un bolnav ce ar vrea să știe în situația lui, ți-ar vrea să știe, ți-ar răspunde, ar vrea să știu când mă fac sănătos, nu-i așa? Dacă sunt alte situații, oamenii ar vrea să știe altceva, cum situația lui se va rezolva? Cum? Întreb. Are răspuns la întrebările astea? Ba unii se mai întreabă de ce? De ce tocmai mie? De ce tocmai eu? Cum de l-a găsit Dumnezeu între 7 miliarde de oameni, tamam pe el, să-l pună la vreo încercare? De ce lui? Și în loc de un necaz are două. Unu, că trece prin el și doi, că nu găsește răspuns la întrebare. Și uite cum în loc de un necaz oamenii își mai adaugă unul, sau două, sau trei. Și necazul, în loc să fie cum l-a lăsat Dumnezeu, e mai greu și mai greu și mai greu. Pentru că ne punem tot felul de întrebări, de ce, când, cum, la care nu găsim răspunsuri de cele mai multe ori și rămânem cu întrebările. Este foarte important să știi, când te duci la un examen, e important să știi ce liniștit ești, nu? Frați și surori și toți cei care suntem aici, vreau să vorbesc în câteva cuvinte ce putem să știm în necazuri. Ce putem să știm? Ce știm? Că cât va durea necazul, nu știm. Cum vom ieși din el, nu știm. Nici când. Dar am găsit în Biblie măcar 4 lucruri pe care bine ar fi să le știm în necazuri. Să le știm mai dinainte. Când intrăm în ele, e greu, dar nu e așa de greu decât dacă n-am ști. Și ca să mă duc paralel cu ceasul, aș vrea să vorbesc primul lucru pe care îl știm. Îl știm tot timpul, dar e bine să-l știm în necazuri, că altele și așa nu știm. Primul lucru pe care îl știm, Romani, capitolul 8, versetul 28, Biblia spune, de altă parte, știm. Nu am fi știind când se termină încercarea, am vrea ieri să se termine, dar nu știm cât va dura. Dar știm altceva. În primul rând știm că toate aceste lucruri împreună lucrează. Parcă cu mintea asta nu poți să înțelegi. Să lucreze când s-o tăia pensia. Săraca de ea, așa o mică mai tăiat-o. La ce să lucre? La ce să lucre să ai serviciu și mâine să-ți spună nu mai ai? Tocmai pe tine, care ești pocăit sau te-ai pocăit. Tocmai tu ai rămas fără loc de muncă. Cum să lucrezi asta spre binele tău?
Da, Biblia vrea să mă asigure și să-mi spună, tu trebuie să știi asta, să fii bine încredințat. Că toate aceste lucruri și unul și altul lucrează spre binele. Doamne, că de multe ori credem că lucrează spre rău. Păi nu, să îmbolnăvește unul din familie. No, asta la cei mai bună. Dar vedem mai pe urmă, vedem mai târziu, poate uitându-ne în urmă, uitându-ne înapoi și recunoaștem situația și boala și necazul și strâmtorarea ăia mai puțin bani decât care ai luat până aici. Toate împreună au lucrat spre binele nostru. De aceea, pentru că vedem mai târziu, aduceți-vă aminte de Iosif în Geneza 45:5, nu o să mai citesc, dar parafrazez ce spune el acolo, privind în urmă, și-a avut la ce să se uite, nu? Vândut de dragii lui frați și scumpi, atâta l-a iubit de mult că a vrut să nu-l mai vadă, ajuns în temniță pentru că a spus nu la păcat, uitat de doi oameni sau măcar de unul la care le-o tâlcui visele acolo în temniță, uitat, au avut la ce să se uite în urmă, fără tată, fără fratele lui drag Beniamin, au avut la ce privi, dar privind în urmă, au recunoscut și au spus, Dumnezeu m-a adus aici înaintea voastră. Nu iau că voi m-ați vândut, nu iau că voi mi-ați făcut rău, nu privesc la general, nu la individual, tu ăla. Nu privesc așa. Ci uitându-mă în urmă, privesc în general și spun, Dumnezeu a fost în controlul tuturor lucrurilor. Și recunoaște omul acesta care a avut la ce să uita în trecut, că toate lucrurile și închisoarea și amenințarea cu moartea și groapa aia întunecată, săracul, până l-a vândut la... Așa, toate aceste lucruri, recunoaște, au lucrat pentru binele meu. N-o fi văzut atunci, că dintr-o dată n-o mai văzut nimic, numai negru în fața ochilor, că era în groapă. N-o văzut atunci, dar o văzut mai târziu. Cum îi spune Domnul altădată lui Petru, Petre, ce fac eu, tu nu pricepi acum, dar vei pricepe după aceea. Frații mei, nu știu când va fi după aceea, dar ceea ce știm și ce este foarte important să știm în necazurile noastre, toate necazurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, adică spre binele nostru. Măriți să fie Domnul! Nu-mi vedeau atunci, nu ne-au umple de bucurie că nu ne-au strâmtat pensia sau salarul, nu ne-au umple de bucurie. Mâncăm mai puțin un an sau cine știe cât. Dar mâncăm la masă în cerul cu Avram, Isaac și Iacov mai mult. Da? Suntem fericiți pentru asta. Vom vedea după aceea, uitându-ne în trecut, în trecutul nostru, mai îndepărtat sau nu așa îndepărtat, totul lucrează spre binele nostru. O bucată de fir de păr din cap nu cade fără ca Dumnezeu să nu știe asta. Dacă Dumnezeu e interesat și orice lucru cât de mic, Dumnezeu e în control, atunci lucrurile mari care ni se întâmplă în viață, le trecem mult mai ușor dacă știm. Să știm în primul rând că lucrează spre binele nostru. Doamne ajută! În al doilea rând, un alt lucru bine de știut la examenele astea pe care le dăm pe rând, nu toți deodată să închidă biserica, pe rând, 1 Petru capitolul 5, versetul 8 și versetul 9, fiți treși și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răgnește și caută să vă înghită. Împotriviți-vă lui tari în credință, știind, iar mai știu ceva, numai că lucrează spre binele meu, mai știu ceva. Știind că frații voștri în lume trec prin aceleași suferințe ca și voi. Ne ajută la ceva asta. Ne ajută la ceva. La ce să mai mă ajute când știu că și alți pensionari săraci din România trec prin aceleași necazuri ca și mine? La ce să mă ajute să știu că în lumea asta și în țara asta și în lumea asta
Sunt o grămadă de tineri ca și mine care n-au încă locuința lor și mănâncă pita chiriașului. La ce să mă ajute pe mine să știu că așa cum trebuie să fie tata bolnav, mai și alți tați bolnavi? La ce mă ajută asta? Mă ajută la ceva? În primul rând mă ajută, frați și surori, și ne ajută să știm că nu suntem singuri. Imediat când trecem printr-o situație, are cine veni să ne spună, ai rămas? Singur. Nu mai e nimeni ca tine, numai pe tine te-a găsit Dumnezeu. Și uite că se întâmplă câteodată cu buna știință a lui Dumnezeu să nu îți dea nimeni un telefon o zi, două, trei, și atunci vine ăla și îți spune, ai văzut că ești singur? Nici ăștia nu vin să te vadă. Nimeni nu-ți dă un telefon? Biblia spune, nu, să știți ceva, să știți ceva. Și frații voștri în lume, mai sunt, în toată lumea asta, trec prin exact aceleași suferințe ca și voi. Nu sunteți singuri pe pământul ăsta, nu ești numai tu în situația asta, stai liniștit, mai sunt și alții, au fost și alții înaintea ta, vor urma alții după tine, că viața asta se învârte, nu? Vrem, nu vrem, viața se duce. Și este foarte important să știu că mai sunt și alții în lume care trec prin aceleași suferințe ca și mine. Odată Ilie exprimă în 1 Împărați, capitolul 19, și spune lui Dumnezeu, de două ori am rămas singur. Și Dumnezeu e nevoit să-i aducă aminte. Stai liniștit, Ilie, nu ești singur, mai sunt și alți 5.000. Tu mănânci de două ori pe zi, că-ți trimit eu pâine și cărniță, dar ăia stau acolo în peșteră ascunși, poate mănâncă o dată la două zile. Stai liniștit că mai sunt și alții în lume, Ilie, care trec prin exact aceleași suferințe ca și tine. Și omul se liniștește, mai sunt și alții, mai sunt 5.000, mulți sunt. Am crezut că numai eu singur. Stai că mai sunt și alții. Marele Apostol recunoaște și spune, când toată lumea m-a părăsit, când nimeni n-a mai fost lângă mine, apostol singur, el spune, nu fac niciun fel de probleme, a rămas Dumnezeu lângă mine, nu singur. Dacă nu mai știu pe nimeni lumea asta prin acea situație ca și mine, e Dumnezeu lângă mine, nu singur. Foarte important să știu că și alții în lume, nu numai eu. Și mai e ceva foarte important aici. Și își fac oamenii atâtea și atâtea probleme în plus la cât i-au. Fraților, avem tendința asta când trecem prin câte o situație să ne uităm la noi și să zicem, eu trec prin cea mai mare situație acum pe pământul ăsta. Nu e așa? Pare că necazul tău e al mai greu în lumea asta. Și Biblia spune, stai liniștit. În necazul ăla care tu crezi că e cel mai greu în lumea asta, trebuie să știi ceva. Că și alții au același necaz ca și tine. Nu ești tu cu necazul deasupra tuturor. Deci nu ai tu necazul cel mai greu în viață. Stai liniștit și alții au exact ca tine. Nici mai... Exact ca tine. Sunt unii care au exact ca tine. Sunt unii bolnavi exact ca tine, exact așa. Sunt unii care le-au decedat cei din familie exact ca ție. Există în lumea asta oameni care trec exact prin aceleași suferințe ca și noi. De multe ori diavolul ni le amplifică și spune, vai ce greu treci tu prin lumea asta. Stai liniștit că eu știu ceva. În lumea asta mai sunt și alții ca mine, nu-s numai singur. Îmi rezolv și problema singurătății, nu-s numai singur, mai sunt și alții. Bine ar fi să-i cunoaștem. Bine ar fi să-i cunoaștem. Și mai mult decât atât, nu-i problema mea cea mai mare din lumea asta, că mai sunt și alții cu exact aceleași probleme. Și trece mai ușor, că psihicul nostru e slăbuț câteodată. Vai mare e problema mea. Și imediat, în loc de necazul tău, mai ai una. Și încă una. Și vai mare e problema ta. Stai liniștit că nu-i mare. Și a celorlalți din lumea asta au exact aceeași problemă ca și tine și ca și mine. Poate nu ăștia de pe aici sau din Cluj, dar în țara asta, în lumea asta, Biblia ne asigură că sunt oameni și încă frați și surori de-ai noștri care trec prin exact aceleași suferințe ca și noi. Bine de știut! Al treilea lucru pe care îl mai știm, pe lângă că toate lucrurile astea lucrează spre binele nostru, pe lângă că sunt frații noștri în lume care trec prin aceleași situații ca și noi, 2 Corinteni, capitolul 1, versetul 7. Da.
Și nădejdea noastră pentru voi este neclintită pentru că știm, iarăși știm ceva. Mai știm ceva, ne mai ajută la ceva, cu cât știm mai mult, cu atâta trece mai, cu notă mai mare și mai ușor. Știm că dacă avem parte de suferințe, avem parte de mângâiere. Frații mei, Dumnezeu se intitulează aici câteva versete mai sus, prin versetul 3, Părintele îndurărilor și Dumnezeul oricărei mângâiere. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu poartă și numele acesta de mângâietorul. Păi când să fie Duhul Sfânt? Noi vrem să fie pentru noi putere, vrem să fie pentru noi sprijin, vrem să fie pentru noi călăuză și e de toate. Dar când să fie mângâietor? Păi numai atunci când sufăr, numai atunci când mi-e greu, numai atunci când nu mai știu ce să mă fac, atunci cunosc pe Dumnezeu ca fiind mângâietor. Atunci înțeleg ce înseamnă să te încerce și oamenii să-ți spună și una și alta. Unele îți ajung la inimă mai mult, altele mai puțin. Dar atunci, în situații dificile, simt într-adevăr ce înseamnă să mă mângâie Dumnezeu cu mâna Lui invizibilă. Și mâna asta lui Dumnezeu ne mângâie, după cum scrie Scriptura, hai să citim un verset, Roman 15, versetul 4. Toate aceste lucruri au fost scrise pentru învățătura noastră, pentru ca prin răbdarea și mângâierea pe care o dau Scripturile, adică Hristos întrupat, dacă vreți, și El dă mângâierea, să avem nădejde. Noi nu suntem ca ăștialalți oameni care i-ați auzit mai înainte că se bucurau afară, unii afară, unii înăuntru, fiecare cu bucuria lui. Și când îți la necaz, adio, nu mai știu ce să fac, adică știu destule prostii ce să facă la necaz. Crede că dacă un pic e amețit, după aia își revine. E mai amețit după ce se trezește. Fiecare cu soluțiile lui, unele fără niciun efect. Am înțeles că cel care mângâie cel mai bine e Dumnezeu și o face pentru ca să am nădejde. Nădejdea că problema mea, într-o zi când nu știu, cum nu știu, asta nu le știu, dar într-o zi problema mea se rezolvă. Mărit să fie Domn, într-un fel sau în altul. Problemele noastre se rezolvă, să avem dar nădejdea asta. Mai știm al patrulea lucru pe care l-a exprimat un om care poate să fie probabil omul care a suferit cel mai greu. Iov, capitolul 19, versetul 25. Dar știu. După ce vorbește și spune mai sus tot felul de lucruri, parcă ca un fel de concluzie omul acesta în situația în care se afla și cu oamenii pe lângă el care se aflau, totuși apreciez că s-au dus până acolo, nu? Nu, dar numai un SMS. S-au dus la el să-l vadă, a stat o grămadă de zile fără să spună un cuvânt. Eu îi apreciez. Și unii au vorbit cum au știut. Dar omul acesta se uită și spune, eu știu un lucru. Eu știu că răscumpărătorul meu este viu. Că oamenii de pe vremea lui Ilie săreau acolo să bucurau, că ăștia, la un Dumnezeu mort, la un Dumnezeu pe care ei l-au făcut după chipul și asemănarea unuia dintre ei, dar omul acesta spune, eu știu un lucru. Un lucru care mă ajută în fiecare situație din viața mea, că-l știu. Știu că răscumpărătorul meu este viu. Și dacă este viu, se va ridica. Problema mea cândva se va termina, se va sfârși. La urmă, spune el, nu știu când, la urmă. Nu știu când e la urmă ăsta, pentru mine sau pentru tine, nu știu. Asta nu știu. Dar știu că răscumpărătorul meu, nu al lui tata, nu al lui bunica, nu al lui mama, a meu. Dacă vrei să știi Dumnezeu, trebuie să fie Dumnezeul tău, personal al tău. Că mă întreba cineva zile trecute, de ce crezi în Biblia asta? Pentru că Dumnezeul ăsta e viu și e a meu, a avut o relație personală cu El, am avut o întâlnire cu El. Cum să nu cred în Biblia asta? Dar tot ce e scris în ea se împlinește și cu mine și cu alții. Știu că răscumpărătorul meu este viu. Și la urmă,
Când va fi la urmă, nu știu, asta nu. Dar la urmă se va ridica și Dumnezeu va da biruință. Frații mei, surori, tineri și tinere, copii probabil nu avem. Dar am înțeles în seara asta, să nu ne mai facem probleme la problemele care le avem. Ajunge zile și problemei, problema ei, nu-ți mai face mai multe. Nu te mai tot gândi când vei rezolva problema, cum. Te gândești ca om normal, că nu-i sta să-ți o rezolve plouând din cer. Nu. Dar nu te mai frământa când se va termina necazul, când, că nu vei afla, e o întrebare fără răspuns, de multe ori. Nu te întreba cum de te-o nimerit Dumnezeu exact pe tine, stai liniștit, mai sunt și alții, stai liniștit. În împărăție trebuie să intrăm prin multe necazuri, pe rând, nu toți deodată. Nu-ți mai face lucru manual rău cu mânuța ta. E, ajunge cât ne-o dat Dumnezeu la fiecare în vremea asta. Astea nu o să le știi. Ce știu însă și ce e bine să știu și mă ajută este că toate lucrurile lucrează spre binele meu. Este că și frații mei în lume trec prin exact aceleași suferințe ca și mine. Este că dacă am parte și îl cunosc pe Dumnezeu puternic, suveran, dacă am parte de suferințe, îl voi cunoaște pe Dumnezeu mângâietorul, numai atunci pot. Și în final sunt asigurat, sunt liniștit, mai știu ceva, dacă oamenii n-au nădejde că ce a fi și cum a fi, eu am nădejdea că răscumpărătorul meu personal este viu. Și la urmă se va ridica și pentru mine și pentru tine. Fraților, Dumnezeu să ne binecuvinteze, vă invit să vă ridicați și Dumnezeu să ne imprime măcar cuvintele astea, pe lângă câte altele mai știm, să știm ceea ce vrea Dumnezeu. Trece mai ușor, mai repede situațiile noastre și nu ne mai facem altele în plus. Domnul să ne binecuvinteze. Amin.